Ați așteptat reunirea? V-a fost dor de fotbal, de minge? Da, am așteptat-o. Atunci când suntem în activitate, în competiție, ne dorim cu nerăbdare vacanța și când suntem în vacanță ne dorim să începem cât mai repede pregătirea, ne plictisim, vă dați seama, suntem obișnuiți cu mișcarea, chiar dacă mergem la o mișcare în curtea școlii, dar nu se compară cu activitatea de zi cu zi de aici. Cum ți-ai petrecut sărbătorile de iarnă? Acasă, sunt, nu vreau să mă laud, dar sunt un familist convins. Crăciunul și Revelionul ne-am petrecut în familie, cu soția, cu mama, cu surorile. N-am ales țări exotice. Ești ultimul marcator al Stelei într-un meci oficial în 2022. Câte goluri ți-ai propus în acest an și ce își propune Steaua în 2023? Da, nu, eu știți că nu sunt un marcator. Rolul meu în echipă este cu totul și cu totul altul. Dacă va fi să mai marchez, cu atât mai bine. Și pentru echipă, vă dați seama, ne dorim din tot sufletul să ieșim, să trecem pe primul loc campionatul, așa cum am spus de la început. Obiectivul echipei este locul 1, dar în cel mai rău caz, în ghilimele, ne mulțumim și cu locul 2 anul ăsta. Un mesaj pentru suporteri la începutul acestui an? Le doresc și lor un an cât mai bun, plin de realizări, sănătate și așteptăm un număr cât mai mare la turnee, fiindcă atunci când au fost lângă noi, a arătat echipa altfel. La mulți ani, cum a fost revederea cu colegii? La mulți ani, plăcută ca de obicei, ne-am întors la muncă, ne așteaptă o perioadă grea, cea de pregătire. Ai avut o primă parte de sezon foarte bună, ai marcat câteva goluri excepționale. Ai în minte, îți propui un anumit număr de goluri în retur? Nu, eu la începutul fiecarei perioade de pregătire sau începutul fiecărui sezon îmi propun un anume număr de goluri. Îmi propun în primul rând să fiu sănătos, să evit accidentările și să dau un randament cât mai bun. Că acest randament este în cununa cu goluri, nu poate să fie decât benefic. Urmează pentru voi o perioadă de 10 zile de cantonament la Forban. Ești unul dintre veterani, ai mai fost acolo, te sperie gândul de a alerga pe pantele de acolo? Am mai fost când eram junior, n-am mai fost recent, am fost prin 2005, nu știu cât s-a schimbat sau cum s-a schimbat acolo. Asta e perioada, asta s-a decis, n-avem ce să facem, trebuie să mergem și să ne întoarcem sănătoși în primul rând. Justin, în primul rând, la mulți ani, cum a fost revederea cu colegii la primul antrenament? La mulți ani. A fost o revedere foarte frumoasă, mi-a fost dor de fiecare și sper să terminăm pe locul 1 acest sezon. Finalul de an ți-a dus și un premiu remarcabil. Ai fost votat de către fani ca fiind autorul cel mai frumos gol la echipele naționale în 2022. Cum ai primit această veste? A fost o bucurie foarte mare. Pe această cale le mulțumesc tuturor celor care m-au votat și sper să marchez cât mai repede și în Liga 2. Urmează pentru voi o perioadă destul de dificilă, inclusiv un cantonament la celebrul Forban. Te sperie pantele de acolo și ceea ce vă așteaptă acolo? Nu, tata mi-a povestit că este greu, dar o să fie o pregătire foarte, foarte bună, care o să ne țină până în vară cu siguranță.